În acest tutorial vom implementa deci funcția de upload a imaginii noastre, a imaginilor din galeria foto. Vom face o rută pentru acest formular de tip put și apoi vom uploada datele din acest formular pentru imaginea respectivă. Fiecare formular are un buton update. Așa că vom implementa această funcție de upload. Vom începe prin a face câteva modificări acestui formular, corecturi mai bine zis, pentru că vedem avem un placeholder, am văzut form edit photo ID aici și aici avem placeholder-ul, titlul imaginei, de fapt descrierea imagine, ordine de afișare e bine, placeholder aici, publish imagine publică e bine, dar acum ce vreau să mai facem, să scoatem toate erorile, afișarea erorilor, de fapt, din ce cauză? Din cauză că ne vor apărea, de exemplu, dacă actualizez un formular, această eroare cu numele de title îmi va apărea la toate, nu-mi voi da seama, eu oricum le afișez sus. Și atunci n-are rost să fie afișate pe fiecare poză în parte, că nu-mi voi da seama. Deci vor fi afișate conform template-ului nostru în partea de sus. O să vedem cum e când vom provoca erori intenționat. Dar deocamdată ștergem orice afișare de eroare individual pe fiecare imagine din galeria foto, pentru că nu va fi funcțional. Deci am șters și acestea, Ctrl-S, mai văzusem eu ceva aici, button class, trebuia să aibă și clasa BTN, deci nu doar BTN primary, submit, și acum e ok, haideți să vedem cum arată. Un refresh la pagină, da, și acum arată și butonul, și parcă era ceva neregulă cu el, arată bine acest buton de update, vedeți când trecem cu mouse peste el, își schimbă puțin culoarea. Și, bineînțeles, restul toate merg în regulă, sunt în regulă, am scos practic doar afișarea erorilor și atât. Și trecem acum să facem ruta, deci în web PHP, bineînțeles avem aici ruta post și vom face și o rută put. Să zicem root, route put, de data aceasta. Page photo, haideți să nu-i dau chiar același nume, mai scot un S, pentru că e clar că e o singură fotografie, să fie mai aici, upload, și aici o să-i dau save photo, numele save photo, Ctrl-S, și aici save photo, funcția va fi save photo. Bineînțeles, îmi trebuie ID-ul respectivei fotografii ca să pot să salvez, să știu ce fotografie salvez. Deci fac click pe foto control, alt click și mă voi duce și voi scrie funcția public function save photo. Voi avea, bineînțeles, un request, request dollar request, și un parametru dinamic ID, $ID. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, cum ne-am obișnuit, este să găsesc $photo egal să găsesc imaginea pe care vreau să o updatez. Deci egal cu photo, find or fail de $ID. Ok. Am regăsit-o și acum încep. Vreau să văd dacă request-ul are... voi verifica dacă are, deoarece title și description nu sunt obligatorii, deci o să le verific dacă sunt și dacă sunt, actualizez respect, dacă există în request, voi actualiza câmpul, dacă nu, nu-l voi actualiza. Deci voi avea așa, if $ request
de title. Deci dacă există această variabilă title în request, deci am setat atunci $PhotoTitle. Deci câmpul title al imaginii va fi egal cu $RequestDetitle. Da? Și același lucru, bineînțeles, îl voi face și cu description. Deci sunt două câmpuri care ne ajută, dar nu sunt obligatorii. Ctrl-D, Ctrl-D, description. Acum, bineînțeles, voi pune automat pentru poziție. Acolo avem un câmp, oricum, deci va exista în request acel câmp. Deci voi pune direct $photo. Position, nu mai încurc cu if-uri să nu dau de vreo situație pe care nu o văd acum, un scenariu și să nu actualizez poziția, deci $PhotoPosition egal cu $RequestPosition. Deci valoarea aceasta este obligatorie, nu e nullable câmpul position. Și acum haideți să vedem cu publish, deci if $request de publish. Da? Deci dacă este setat, aici n-am voie să am valoarea null pentru publish, valoarea implicită este 1. Deci if $request de publish, voi avea $photo de publish este egal cu $request de publish. Deci avem, setăm valoarea la request, else. $photo de publish egal cu 0. Ctrl-C ca să-i dăm o valoare. Egal 0. Deci setăm valoarea câmpului. Și acum, bineînțeles, trecem să... Deci am făcut cele 4 câmpuri editabile pe care le avem și acum mai avem să uploadăm noua imagine. În cazul care o avem, bineînțeles, vom copia de aici if request has file photo. De data asta nu avem multiplă, avem pur și simplu o fotografie, dacă este și aia. Deci if request file has photo. Da? Și luăm, bineînțeles, codul de aici, photo nu era, dar vedem extension, photo name, aici ne și image move, Ctrl-C. Ctrl-S, deci if request dollar extends egal cu aici avem $request de file photo get client, așa, aici iteration, bineînțeles, nu vom mai avea, dar vom avea $request position. Position, da? Deci vom avea plus time string random de 5 și asta. Și aici voi avea în loc de $image, deci voi avea fișierul, da? Deci $request file de foto. Așa, și bineînțeles vom seta și $photo file egal cu $photo name. Deci $photo name pe care l-am setat. Deci am salvat și fotografia astfel.
dacă există, bineînțeles, dacă vrem să facem și un upload de fotografie și, bineînțeles, la sfârșit trebuie să dăm $photosave și un return back exact ca aici, ui success, control C, control V, return back, ui succes, fotografia a fost actualizată. Am uitat să pun aici, control S, acum mai bine. Deci cam aceasta ar fi. Acum haideți să setăm și formularul din page photos de aici, deci formularul nostru. Deci avem ID-ul, trebuie să-i punem action. Deci action egal route. Și vom avea admin page save photo cu parametrul ID. Deci $photoID. Deci aceasta este acțiunea. Trebuie să-i punem și acel end type și accept image, control C. Aici, control V, end type accept image, haideți să îmi dau ca să-l vedeți, end type accept image, să nu uit să pun și ghilimele. Ok. Și ce aș mai avea? Method egal post. Așa. Acum trebuie să am grijă ca dedesubt să pun directivele CSRF, cross-site reference și method care este put de data aceasta. Method put. Așa, controlez. Deci la ora actuală ar fi cam totul ok. Haideți să vedem și dacă merge. Dăm un refresh, bineînțeles, la pagină și haideți pur și simplu la titlul paginii să spunem proiect faza 1. Să vedem dacă ne actualizează titlul imaginii. Dăm update. Function name must be a string. Deci ceva am greșit. Request title. Photo title request if request title. Deci probabil ar fi trebuit să punem un is set aici. Da, aici am greșit sintaxa. E folosim funcția request. Bineînțeles că trebuie fără dolar cu variabila. Trebuie să folosesc is set. Dar dacă folosesc function, bineînțeles că nu mai e cazul să nu am variabila, am funcția request și mi întoarce și aici request $request has file, e ok sintaxa asta. Ok, să vedem dacă am mai greșit-o pe undeva. Cred că doar aici am greșit, că am trebuia să folosesc funcția în loc de variabila request. Ok, request position, totul e ok, pare. Dăm un refresh la pagină, resend și acum vedem că fotografia a fost actualizată cu succes și vedem că avem proiect faza 1. Haideți să, de exemplu, să o luăm pe a doua și să zicem proiect faza 0. Și aici punem și o descrie, să zicem, stadiul proiectului la început. Așa, și să zicem că vrem să fie prima, actualizăm și punem și 5, deci verificăm practic toate câmpurile. Imagine publică deocamdată lăsăm să fie, selectăm și altă imagine, dumneavoastră nu vedeți cum selectez eu acum, profile open, ok, deci am
schimbat această fotografie cu alta, n-avea rost să mai fac și aici un preview, că ne amețeau atâtea imagini pe o singură pagină. Și acum dau un update, să vedem că merg toate câmpurile, deci fotografia a fost actualizată cu succes. Imaginea văd că nu, proiect faza 0 totul mi-a luat, dar am uitat probabil să și salvez imaginea aici. Haideți să corectăm chestia asta. Deci am avea images, deci request file, deci aici request as file. Deci aici ar fi bine, request as file position get client, request photo name, request position e ok, stand alone, extension și request file photo move în images, pages, photo ID și photo name. Oare ce și photo file photo name. Da, haideți să vedem ce nu e ok. Analizăm să vedem dacă noi am trebuit să avem aici imaginea afișată. Haideți să inspectăm elementul și vedem că într-adevăr avem imaginea, avem și A-ul respectiv cu image, photo. Vedem că ne-a pus și un 5, deci numărul de ordine pe care l-am pus noi, deci tot numele e salvat în baza de date și na, cu siguranță este salvat și în pe hard disk. Hai să verificăm. Deci trebuie să verificăm în public images page photos și vedem că avem aici un 47. Da? Un ID 47 care nu are acest număr 5, ci are aici, îl vedem că e 5. Deci aici am greșit ID-ul, ne-am încurcat puțin, este clar că această poză ar fi trebuit să fie aici. În momentul în care o tragem noi cu mouse-ul, move, acum ar trebui să ne apară, zic eu. Haideți să vedem. Dăm un refresh la pagină. Și într-adevăr acum ne apare noua noastră imagine cu proiect faza 0, deci noi am greșit ID-ul ăla, ne-am încurcat în atâtea ID-uri, haideți să corectăm repede această chestiune. Da, deci e în funcția noastră și aici ID-ul nostru nu este ok, pentru că este ID-ul fotografiei, ori noi ar trebui să avem $PhotoID, deci pe $PageID, deci $photo, mă scuzați, deci $photo, page ID. Deci acesta este ID-ul paginii, nu ID-ul, nu putem creăm sute de dosare aici pentru fiecare imagine. Deci acum ar trebui să fie totul ok, haideți că o mai modificăm o dată ca să mai vedem și un aspect grafic. Deci salvez, deci totul ar trebui să fie ok acum. Sper că a încăput pe tot ecranul, deci $photo page ID în loc de $ID care ne vine și ID-ul fotografiei pe care o actualizăm. Nu, ne trebuie $paginii de care aparține galeria foto. Deci facem o nouă verificare, o lăsăm toate astea, proiect faza 0, să-i spunem și un update, dar nu aici în titlu. Stadiul proiectului la început, îi dăm aici un update, să fie cât mai așa, dăm, hai să scoatem și imagine publică și o să-i dau o imagine acum care e pe vertical afișat, open, să vedem ce se întâmplă și îi dau update. O să vedeți imediat, da, deci am o imagine care este afișată pe vertical, am ales și eu una mai ciudată așa, pe astea erau toate capturi de ecran chiar după clipurile pe care le facem, se aliniaseră frumos de tot. Dar să vedem cu o imagine ciudată așa ce facem ca să le afișăm, totuși nu-mi place una jos, una sus, aș vrea să fie toate ordonate frumos până jos aici, să fie la limita de jos. Și pentru aceasta vom folosi, bineînțeles, clasele Bootstrap pentru coloana noastră MD3. Și haideți să vedem cum facem. Deci examinăm coloana noastră și vedem că avem două elemente principale, deci poza pe care o previzualizăm din galeria foto și formularul de uploadare. Și noi vrem ca formularul să fie în partea de jos
și poza în partea de sus a respectivei coloane, ca să vedeți când avem un caz din acesta extrem cu poze, una de tip portret accentuat și restul de tip landscape accentuat, să fie totuși afișate mai inteligibil. Și atunci vom adăuga câteva clase ajutătoare din Bootstrap. În primul rând vom face un display flex pentru coloana. Da? Nu știu dacă e obligatoriu sau nu, dacă e automat afișată, dar o pun ca să fiu sigur. Deci display flex, după aceea voi pune direcția flex column, deci ca să mă refer la o aliniere flex pe coloană, și acum voi pune justify content, justify content, da, deci justify content și between, deci între marginile coloanei să fie. Deci înseamnă că formularul va fi într-un capăt, iar tagul A cu fotografia în celălalt capăt. Deci deflect the justify content between. Sperăm că e bine. Mergem și dăm un refresh paginii noastre și acum vedeți că am obținut ceea ce am vrut. Adică, deși fotografia asta e foarte lungă, totuși formularele sunt toate jos, adică nu stau să le caut. Sunt aliniate în partea de jos, fotografia în partea de sus. Haideți să-i dau totuși, să nu-mi strice... am dat direct update, stați așa, să-i dau un browse și să selectez totuși o fotografie firească, să-i dau un open și acum îi dau update. Și acum le avem direct, iarăși, așa, aliniate frumos. Bineînțeles că și noi, atunci când construim un site, trebuie să avem grijă ce fotografii nu le luăm la întâmplare, așa, și după aia, că n-are cum să arate doar din codul CSS și din codul HTML să arate bine, dacă nu avem grijă să și selectăm pozele de o anumită calitate, anumite dimensiuni și așa mai departe.